Cea mai tare sculă pentru mașina ta, suflanta de la Logoled. Doar pe logoled.ro. Eu am un Volkswagen tare, fac toți banii în disperare. O conduc ca un nebun, cu oase nici nu mă pot. Care ar fi sumă de bani pentru care să spui mă lepă de Passat? 74.000 de kilometri, da. Păi la Passat nu ești nici rodaj 74.000. Da. Astea au fost făcute niște mașini pe bandă rulantă, vândute pentru oameni de rând. Ești nebun, dai ăsta bani, schimbă culoarea. Și oamenii le cumpără, le fac așa și le dau a doua viață. Mi se pare că mașinile astea în felul ăsta primesc cea mai bună șansă. Farurile sunt de un W8 de America. Și ai zis, bă, dacă tot pun trapă, hai să pun fotovoltaică. Cea fotovoltaică. Unii mai sunt în comentarii hateri ăștia, îți oferă 3.000 de euro. 3.000 de euro doar vopsi auto pot da de pe mașină. Uitați-vă și voi aici, interior țiplă. Și încă merge asta, nu? Și încă merge, da. Mamă, sunt ăla de baterie descărcare, da. Uitați-vă și voi. Passat, Passat, trafic pe unde Rusia, Passat, WhatsApp, WhatsApp, dumanlı geceler hep Passat, 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 trafik döndü bu siyah Passat, WhatsApp, WhatsApp, dumanlı geceler hep Passat, 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 trafik döndü bu siyah Passat, WhatsApp, WhatsApp. Salutare mafioților, astăzi la Fălticeni ne-am strâns aici să filmăm o mașină de 5 stele într-o locație de 5 stele. Ținem să le mulțumim la restaurant Palace Fălticeni, un restaurant genial, arată super locația aici. Uitați-vă și voi cât de bine poate să arate Passatul acesta în această locație. Și credeți-mă că aici la exterior arată excepțional, dar la interior, am intrat eu 5 minute, este absolut fenomenal. Și avem o mașină de filmat excepțională cu al său proprietar. Salutare! Salutare! Un Passat B55 care cred eu că este legenda românului. Deci B55 o să rămână și acum și pe 100 de ani o legendă de mașină. Și totul asta va fi emblema românilor și cel puțin la părții astea de România, din Moldova. Da. Mi se pare că Moldova Passatul e icoană. În această mașină vreau să prezentăm pe sponsorul și la Flash Detail. Avem aici o lavetă, cea mai tare lavetă de pe internet. Mulțumesc. Pentru tine. Și un pachet cu produse de interior-exterior pentru mașina ta. Mulțumesc foarte mult. Voi dacă vreți să vă cumpărați, aveți 10% reducere pe www.flashdetail.com. Băgați codul MTB10 și automat reducerea de 10% îți va aplica. Este un B5.5 cumpărat din Italia în 2014, o mașină stock. A fost un albastru, un gri albăstrui. Ok. La bază cu a avut climatronic, închidere centralizată și proiectoare ceață. Rest nimic. De Italia te-ai dus special să iei o mașină de Italia? Nu, timp? Am lucrat în Italia 20 de ani. Uh-huh. Și am cumpărat-o de la un proprietar care nici nu avea de vânzare, dar văzând kilometri foarte puțin la ea. Cât ai achis-o? 74.000. 74.000 de kilometri? Da. Păi la Passat nu ești nici rodaj 74.000. Da. Haideți să vă arăt un Volkswagen Passat CC care are dublă personalitate. Când spun dublă personalitate, haideți să vă arăt cum arăta în momentul în care nu era în România. Vedeți foarte bine, volanul era pe partea dreaptă și avea și mici daune. Iar în momentul în care a ajuns în România, haideți să vă arăt ceva. Passatul nostru are volanul pe partea corectă. Deci mașina a avut făcută o conversie și 100% ai vrea să afli acest lucru. Pe partea de kilometri pare să fie în regulă, iar dacă mergem mai jos, avem o daună necunoscută în Anglia. Dacă nu vrei să iei o țeapă cu o mașină de genul care a fost cu volan pe dreapta, îți poți verifica mașina pe care vertical cu 20% reducere din linkul din descriere sau folosind codul MERITA. Vizionare plăcută! Și acum cât are? Acum are 166.000. Mamă, am toate facturile de la prima zi când a ieșit din reprezentanță. Le-ai la tine? Da, le am la mine. O să le vedem mai târziu. Da. Bun, deci ai luat-o din Italia, nu foarte dotată. Nu foarte dotată. Și ce ai spus? Ai luat-o, ai scuia acasă în România? Nu, momentan cât am mai stat cu ea în Italia, am început cu mic retrofit la oglinzi. Oglinzi cu semnalizare, că avea una mică, una scurt. Ok. Și... deci astea merg, nu? Da, da, sunt funcționale. Deci au semnalizare, lumini ambientale, închidere, ramata electrică. Da, liere electrică. Deci care sunt foarte, foarte rar. Da, prima asta a fost. După aia a fost navigația. Ok. O să intrăm la interesul de navigație, da, dar da. Poți să mergem acolo, mie spune-mi de culoarea asta. Mi se pare absolut fenomenal ca pe un Passat B55 să pui culoarea asta nebună. Culoarea a fost o nebunie. Ea a fost dusă anul trecut la vopsit din gri. Normal am vrut să fac tot culoarea ei originală. Și m-am dus să schimb cupola cu trapă, să pun montestrap. Vopsitorul a pregătit-o tot, deci urma să cumpere vopseaua originală sau vopsea asta. Uh-huh. Și pe moment m-am întâlnit cu un prieten și zic, dar ce vopsea îi faci? O culoare e originală, ești nebun, dai ăsta bani, schimbă culoarea. Am făcut aceeași chestie eu.
cu E39, da. L-am vopsit de două ori și tot aceeași culoare. Și mi-a arătat culoarea de la Mazda 46V și de la Phaeton. Și m-am dus pe Mazda 46, când mi-a sărit, momentan mi-a sărit în ochi un Mazda 46 și mi-a plăcut instantan. Deci e un Passat cu culoare de Mazda. Da. Arată fenomenal și pe Mazda, dar arată fenomenal și pe Passat, da. B5, chiar arată super fain. Ai făcut toate interioare, motor, capot, versus? Doar compartimentul motor a rămas, restul a fost făcut tot, desfăcută bucăți. Bucăți, tot, portiere, parbriz, lunetă, tot. Hai să mergem în față. Farurile? Farurile sunt de un W8 de America, cu semnalizare pe mijloc. Dar Big Xenon. Vezi că farul de W8, toată lumea, tu mi-ai spus mie că la eveniment te întrebau, da, dacă e W8. Majoritatea mi-au spus, te rog frumos, ridic capota să fac o poză. Nu e W8, e unul nou sub acoperire. Dar sunt câteva elemente W8? Da, sunt. Deci farurile, triplele, okay, sunt de W8. Bandourile sunt de ceva? De America, deci bara, tot kitul, bara față, bara spate sunt de America, inclusiv bara spate e de W8, că e cu dublă evacuare. Oricum fenomenal. Eu și eu când am văzut prima dată, mamă, uite, mă, de ce e pasat acolo. Cred că e W8 la cum arată. Așa am spus și eu. De unul nou, cât ai? De 131 la bază, 180 momentan. Tancuri oricum de mașină. Da. Sincer, am mers cu W8-ul automat. E doar mișto că e W8, că așa da. Nu trage, nu rupe nori, adică e băiatul ăla cu Anglia, mi se pare că e frumos, da. Îl știu pe. E frumoasă ca motorizare, adică e ceva super unic, dar automat taxe, impozite super mari, consum imens. Mie îmi plăcea dacă se auzea, deci am condus și în Italia W8, dar nu-mi place, vreau un sunetul ăla să-l auzi ca la un BMW, deci când e de V8 de la de. Deci avem bandole de America, bara, ai spus bara e de America, de America tot. Cu senzor de parcare care nu a avut nicio mașină, nici de fabrică montat, deci senzor parcare față. Ok, și cum e pus de la? Deci sunt original de pe tot de pe Passat care vin original pe spate, sunt montați pe față. Și cum e cu dat să știi că sunt în față? Sunt cu niște relee făcut de un băiat din Mureș, da, funcțional. Da, cameră, marșalier, pe navigație originală, trapă fotovoltaică. Deci Madi, fii atent aici. Deci omul nostru aici de față, mașina n-a avut trapă. Nu, n-a avut trapă. Deci n-a avut trapă, ai tăiat plafon, ai desfăcut plafon din punct. Nu, se decapsează, nu okay. Se taie, se decapsează și se capsează înapoi, se dă cu mastic și totul ca de fabrică. Deci tu ai pus frumos trapă și ai zis, bă, dacă tot pun trapă, hai să o pun fotovoltaică. Cea fotovoltaică care poate să facă pe partea de climă. Pe partea de climă, fără să pornească. Dar venea pe Passat treaba asta? Da, au fost foarte rare, dar au venit pe Passat. Băieții cu BMW nu știu ce să zic, adică pe Passat era, pe BMW nu prea. Da, da, au fost mișto. Foarte rare, dar au fost. Pe partea de jante, văd acolo că ai niște jante, sunt jante de Audi? De Audi TT. Bă, dă-l în palmă, dar ce bine pică. Le-am văzut pe TikTok la un mexican pe un Golf 4. Și pur și simplu mi-au sărit în ochi și l-am întrebat de pe ce smers, de pe Audi TT. Chiar arată fenomenal. Le-am căutat foarte mult în țară, sunt foarte rare. Le-am găsit la Timișoara, la un băiat. Le avea pe un Mercedes. Ok. Eu înainte am avut tot niște jante de Audi concave, de Audi A6. A6 și Q5 veneau. Ok. Și pe partea de frâne, văd că ai știut ceva frâne mai mari. Nu, sunt frânele stock, doar că sunt discuri ventilate. Și perforate. Dă-i mai așa un înconjur, i-a venit frumos aici în spate. Și dacă din față arată clean, din spate arată și mai clean, părerea mea, cu stopurile astea roșii. Da. Zici că e dintr-o bucată toată mașina și când are stopuri. Da. De stopurile ai spus că sunt de America? Da, sunt de W8. A, de W8, că au dunga asta, nu? Baza de crom, okay. Plus că pe astea de Europa, când calci frâna, se aprinde stopul la jumate. Asta se aprinde cercul complet. De full? Da, cercul complet. Foarte, deci ăsta e semaforul adevărat. Da. Că toată lumea spune semafor, dar e jumate semaforul ăla. E jumate, da. Bun, văd că ai și portbagajul de America. Da, portbagajul de America. Și mai jos avem bara de W8. Bara de W8. Evacuarea cred că e doar așa estetică, nu cred că e mare chestie. Nu, este făcută din finală, scoate fum egal pe ambele părți. Deci e venit... Deci tu ai tras din finala din stânga, din ai finală, mers da. În dreapta, nu? Da. Asta e toată șmecherie. Ok, liniștit ce ai. Dă-i puțin. Gata, e suficient. E suficient. Nu scoate mult fum. Asta mașina la bază Euro 3. Da, Euro 3. Păi bune, că scoate... Am văzut Euro 6 care scoate mai mult fum decât Euro 3 ăsta. Da. Deci chiar e ce trebuie. Nu,
este făcut un soft, fără fum, fără pocnituri, fără nimic. Am mers mai mult pe OEM, adică mai clean mi-a plăcut, nu, nu chiar gelăgioasă. Nu. Chiar e ce trebuie, adică și când, când ai un motor, uite, când la mine la Veo, parcă simt că trebuia să fie o evacuare acolo. Da. La 2-2 ora de acolo, nu prea înțeleg de ce pocăne, de ce face, că e 2-2 și atât de cheia, adică n-are, da. Nu prea are rost. Da. Putem să intrăm și puțin în probagaj, da, ne comartă, da, da, probagajul? Da. Hai să ne comartă și probagajul la un Passat B5. Probagajul, o dotare care nu le au toate mașinile de America. Dacă rămâi blocat în mașină, poți deschide prin probagaj pe acest manier, care da. Sunt foarte rare. Dar cum ai putea să rămâi blocat în probagaj? Poți să rămâi blocat în mașină, rabatezi bancheta și ieși prin probagaj dacă se blochează ușa. Și aici avem muzeul Passatului B5. Da. Ia uitați ce a fost aici. Locul 1, ce a fost aici? Best Point. Ieri de la Fălțice. Uite, Madi cine a luat locul 1. Era și pe cap, pe bune să... Pe toi la locul 2, Madi. Și aici avem locul 2. Și locul 1 avem aici. Asta este numărul de America, numărul pe față. Numărul de America de pe față, da. Doar pentru evenimente. Momentan numele l-au eliberat cei de la poliție. Da, și acolo cum stau toate tabloașele, lavetele. Da. Da, e o mașină într-adevăr de pasionat adevărat. Hai să ne gândim și la interior, să închidem probagajul. Oricum, Passat cu trapă fotovoltaică, cu interiorul ăsta să mă bată mama. Uitați-vă și voi aici. Interior țiplă, nu știu, mi se pare, mi-e milă puțin să urc în el, dar hai să urcă totuși. Spune-mi ce ai făcut la interior, că de când am intrat am deschis pe asta ușa și am văzut aici niște praguri și sunt puse de tine. Sunt foarte rare, de pe un model exclusiv. Uh-huh. Am dat chiar foarte mulți bani pe ele. Pragurile astea? A fost aduse din America, unicul care se mai găsea pe piață. De un acțipil? Sunt acțipil de originale, de model Passat exclusiv. Uite și aici. Și cât a fost un acțibil de Passat original exclusiv? Chiar sunt curios. $300 a costat doar acțibilul ăsta. Să mă bată, mă. Care sunt foarte, foarte rare. Deci sunt originale de fabrică, nu sunt făcute. Și vezi, ți-a făcut bulă aici. Da. Deci... La montaj, cine le-a montat? Nu le-a pus prea bine. Nu le-a pus prea bine. Bun, deci avem și nuca de exclusiv, ai spus. Da, și nuca de exclusiv, care e foarte, foarte rară, la bază cu crom. Bă, da, cum arată. Bă, ca și telefonul original. Telefon original de fabrică. Uite că e telefon pus-o de aici. Da, telefonul. E telefon Volkswagen, uite-ți că aici da. are ștanța Volkswagen pe da. Și încă merge asta, nu? Și încă merge, da. Are baterie, că bateria e descărcată. Mamă, sunetul ăla de baterie descărcată, da. Dați-vă și voi puțin. Bă, e real. Deci trebuie pentru că ai păstrat toate dotările astea bine, că ai pus multe dotări, că da. Avea telefon de fabrică? Nu, a avut nimic de fabrică, a avut doar... Climatronic și un casetofon cu casetă. Care a fost eliminat și am pus navigația originală cu comenzi pe volan. Da. O comandă foarte rară, deci când te sună pe telefonul ăsta, răspuns pe telefon, care nu se găsește pe... A fost montate pe câteva mașini de Skoda Superb. Mm-hmm. Foarte, foarte rare. Vă dați seama câtă inginerie trebuia în ce anii mașina? În 2001. În 2001 să conectezi cumva telefonul ăla de acolo la telefonul mașinii? Să răspunzi pe comenzile volanului. Da. Fără să ridici telefonul. Să mai ridici telefonul, da. Și având și microfon, deci vorbeai pe... Și văd că ai pus unul aici... Da, ăla e pentru navigația, care am un... Un Bluetooth ceva, Bluetooth, da, pentru acest... Foarte. Navigație. Văd că ai pus guri de ventilație de superb. Da, guri de navigație de superb. Dar nu sunt cromate, de ce nu sunt cromate? Am văzut pe interior mai mult negru. Patru spițe? Patru spițe. Retapițat? Da, retapițat. Și avem și ceasurile de bord? Ceasurile de bord sunt foarte modificate, acele sunt de Golf 7. Uh-huh. Are indesuit? Cromatura, deci serografia este de un Golf 4. Uh-huh. Computerul de bord este de Golf 7. Ia uite, frate, pe B55 color pe mijloc, ești nebun la cap. Cu toate funcțiile active, deci poți să faci și diagnoză, ștergi erori, vezi măsurătorile, ulei. Uite, Madi, filmează-te frumos acum, Poți să faci soft din aici, poți să faci da. Să codezi ce vrei deci, tu, adică... Tot. Îți ștergi erori singur, fără să mai mergi la un... Pe mecanic. Un Passat B... care e? B8.5 acum sau care e motor, ultimul model? E B8, da. B8, cred că ai și Facebook, dacă nu mă înșel. Nu poți să faci treaba asta. Nu. Și atunci să nu mai vine să cumperi un Passat B55, îl faci așa frumos culoare de Mazda. Da. Bagi, câți bani ai băgat din ea până acum? Sincer, nu am calculat niciodată. Și... Ai ajuns la prețul de un Passat B8? A trecut. Okay. Că acum deci, mă gândeam. Aveam și o oglindă de, cu senzor de parcare heliomată. Și ăsta ce e cu... Ăsta este un
OnStar de America, eram folosit în America buton de panică, deci în caz de accident apăsai și te localizau. Și în România nu merge, nu? În România nu, ăsta o să fie folosit în viitor pentru deschiderea ușii la garaj. Ah, homelink-ul, da. Da, ăsta o să fie tot, o să fie pentru deschiderea porții de la curte. Da, multe chestii foarte faine, plafonul negru, văd că l-ai făcut. Suport de ochelari avem aici, care nu le-au toate mașinile. Chiar că. Dar spune-mi, scaunele de ce sunt mai exact? Scaunele sunt tot de un B5.5, foarte rare, electrice. Păi asta că nu prea am văzut. Recaro. Și semipiele. Și semipiele, încălzire față-spate și banchetă. Și banchetă-spate, totul funcțional. Fețele de uși, la fel, văd că sunt din piele. Din iar piele, ceva da. Super rar pe B55. Toată omne. Da. Mișto. Mișto. Hai să vorbim puțin pe afară, vreau să vorbim de suspensie. Ce suspensie ai pe ea? Momentan este o suspensie reglabilă. De la ce mai exact? De la ATX, cumpărată din Austria, care e luată pe duritate și înălțime. Nu vrei să treci la pernă de aer? Ba, da, vreau să trec la pernă de aer, dar vreau ceva, o să coste foarte mult, dar o să fie niște perne care vin de fabrică cu telescop cu tot. Deci, special făcute, speciale, fără da. Alte telescoape, fără nebunii. Am auzit și eu la Cosmin că e cea mai recomandată variantă să pun așa pe așteptat. Bun, hai să schimbăm capota la motor să vedem cum arată și unul nou TDI, pentru că nu putem să filmăm un V5 fără să vedem și noi unul nou. Unul nou, da. Deci sunt acolo oamenii în comentarii, domne, ce motoare, ce domne, motoare, ce... Da. Da. Motorul este stock momentan. Doamne, dar ce simplu e, frate, deschizi acum capota la asta, noi 2.0 diesel, plin de furtunașe, firicele, răcitoare. Simplu, clasic. Deci este... Fără scurge, fără nimic, adică nu. Trei furtune mari și late și aia. Da. Ai probleme cu motorul până acum? Nu, niciodată. Deci motorul e în mințele lui, chiar nici nu-i trebuia făcut stage 1, că era în mințele lui. Da, te gândești să o bagi la retro? Nu. Te ajută foarte mult motorul, că la 1.9 nu ai taxele foarte mari. Da. La 4.0 e așa, e puțin cam scumpicel să-l ții, cum vrei tu. Da. Hai să te montezi la fiecare să vedem cum merge pasatul acesta. Voi trebuie să dați like, share, subscribe acestui canal, pentru că, sincer să fiu, mulți dintre voi mi-a spus, băi, filmează pasatul la Suceava. Eram acolo tagat la tine pe TikTok, da. Primeai mesaje. Da. Nici n-am pus story că filmăm mașina asta, ca când apare pe canal să fie o surpriză și pentru voi, dar și pentru noi. Hai să demontezi la piață, să vedem cum merge pasatul ăsta nebun, cu culoare de Mazda și cu trapă fotovoltaică. Și de când ne-am urcat, am văzut că mașina are parbriz încălzit, fraților. Deci unde e dotarea? Băi, nebun, am înțeles la păstorii de B55 că e foarte rar rotarea asta. Foarte rar. Ținem de acolo, de la bază, normal. Așa. Am pornit motorul și pot să vă spun din prima, ia să setăm noi puțin scaunul, că avem scaunul electrice. Din prima, e tank, frate. E motorul ăla, știa că am rajut în sus. Da. Ok. E genul ăla de motor care îl simți acolo, că trăiește, știi? Da. Nu când pornești motorul, nu se simte nimic. Și prima impresie, direcția grea. Suspensia muricică, adică nu mi se pare rigidă. Da, e pe duritate și înălțime. Cum e, domnule, să conduci? Asta e mașina ta cu care mergi zilnic sau ai altă mașină? Nu. Ce conduci zilnic? Un Ford Transit. Ok, deci cu aia faci treaba, cu Ford Transit. Da. Stai să mă obișnuiesc puțin cu ea, cu ambreajul. E dubios la ambreajul puțin. Da, e un pic mai dubios, da. Îmi ține sus de tot. Da. Că mașina la un diesel doar să ridici piciorul de pe accelerații să plece, știi? Da. E... Așa a fost luat, nu am avut probleme cu el, dar în viitor o să-l schimb. Hai să închidem treaba puțin, să ne auzim aici mai bine. Electric tot funcționează, plafonul nu e căzut, bine că probabil a fost căzut. Nu, dar e retapizat tot, făcut nou. Spune-mi ce probleme cu ea pe viitor. Tu acum ești în stadiu cu ea, adică la cât la sută ești cu ea din proiect? La 70%. Ok, ce ai vrea să-i faci pe viitor? Care e planul al tău? Zici, bă, asta o să schimbe următorul noastră. Plan, vreau să-i fac tot interiorul retapizat, o culoare ceva deosebită. Știi ce ciudat la tine? Că e culoarea pe exterior e foarte deschisă. Da. Dacă o faci și pe interior super deschisă, să nu fie... Nu, o să fie ceva... Un coniac. Un coniac, ok. Ceva de genul. Coniac mai deschis, ceva să dea bine cu ea. Cum avea Alex Chizo? Ceva de gen. Ceva mare de genul, dar mult mai, o piele mult mai... Am și a lui, deci a făcut puțin balans aici. Da. A lui mi se pare
nu știu cum ține mașina aia. Bine că și-a taie țiplă, dar pielea aia n-are o cută, frate, pe ea. Da, da, da. Deci chiar o întreține super, super bine. Nu știu, o să-l fac în România sau o să-l fac undeva prin Moldova. Păi au fost băieții la tapiserie sau ceva? Sau da, da, da. Cu ei m-au consultat să vedem ce oferte îmi fac. Aștept ofertele lor și materialele. Ok. Deci asta ar fi partea de interior. Interior. Partea de interior, văd că ai și sistemul de navigație. Merge, funcționează? Da, da, da. Momentan este întrerupt din spate pentru că am de făcut niște legături la camera de marșalier, care trebuie să cumpăr un adaptator, care se găsește foarte rar, să folosesc camera de marșalier pe navigație OEM. A, și eu trebuie să trimis semnal. Să trimis semnal, exact. Da, dar e mai complicat, da, într-adevăr. Și până la un moment dat l-am găsit, acum urmează să-l montez. Cu munca care o fac, nu prea am timp de ea. Ce muncești, cu ce te cu tu? Construcție. Deci am o echipă. Ce ai o echipă și construiești ce construcție? Da. Case? Construc case, de la zero la chei, apartamente, renovări. Zi-mi absolut. Și mie, uite că poate, Doamne așa să ne ajute și mie Dumnezeu. Să ne apucăm de o casă la anul. Absolut. Spune-mi și mie un preț pentru o casă de 100 de metri pătrați. O casă de la parter. La cu mansardă. Da, cu... Păi se ia undeva la metru pătrat, în jur de 100 de euro, 120 de euro metru pătrat. Așa puțin? Deci asta să zicem doar de la ridicat. Asta e manopera. Da, 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 manopera. Aici e ridicată și acoperită, dusă până la... Nu, dar cât mă ajunge pe mine cost final cu materialul? Cost final undeva la vreo 140-150 de mii de euro. Ceva făcut frumos. 100 de metri pătrați? Da, da. Aoleu, să mă bată mama așa mult? Așa mult, pentru că costă. 140 de mii de euro? Costă materialele foarte, foarte mult, deci... Mamă, frate, păi eu mă gândeam că o fac cu 50.000. Nu. Ok. Nu. Sunt foarte scumpe materialele la momentul respectiv. Da, înseamnă că mai trebuie să mai muncim, fraților. Că la 140.000 de euro. Da, da, e complicată viața, e complicat. La banii ăștia. Cred că avem radar în față. Bun, și pe exterior, bun, asta vreți să faci la interior. Da, da, da. Cu tot tapizat. Da. Dar la exterior? La exterior, pierne de aer. La jante, te-ai gândit să schimbi jantele? Da, și ceva jante, când o să vină piernele, o să vină și ceva jante, ceva deosebite pentru da. Să-i facem un figment. Când ți-ai pus pene de aer, trebuie automat să faci da. și treaba asta cu jantele, da. Pentru că jantele de static nu se potrivesc cu... Nu, deci trebuie și un gamber pe spate să-i fac... Un camber, nu? Un camber puțin, așa... Dar vezi că nu o să mai fie după aceea controlabil, adică o să fie doar de evenimente mașină. Da, bine că tu ai spus acum că nici acum nu mergi foarte mult. Cât scrie de faci pe an cu ea? În jur de 2000. Mamă. Dacă le fac. 2000 de kilometri pe an. Și te duci cu ea probabil doar la evenimente, adică doar la show. La evenimente și undeva ieșiri cu familia prin o mică vacanță. Parcă apăsai să intri în el, da, nu? Da. Apeși. Și avem în fața acolo, avem fratele mai mare, B6-le, da. Mai mic. B6-le care a ruginit. Da. La viața lui mult. Da. Dar tu nu ai avut probleme cu rugina la asta? Nu, păi s-a speriat vopsitorul. De ce vrei să vopsești mașina când are un punct de rugină? Vreau să-i schimb culoarea. Dar chiar e mitul ăsta cu mașinile de Italia? Că chiar sunt... Da, au fost făcute foarte bine, nu știu ce. Au o tablă galvanizată, nu pot să-mi dau seama că nu au rugină. Cred că și clima le ajută foarte mult acolo. Și clima, într-adevăr. Și uite, cred eu că... cel mai bun, bă, ești din multe puțin. E neinscripționat. Nu, e partea cealaltă că acolo. Deci uitați-vă puțin cum se stă cu poliția. Uite unde bă, asta se dace neinscripționată, da. Asta era poliția, fraților, da. Cum se stă aici la Moldova cu poliția. Neinscripționată, da. Stau la drumul mare. Da, mi-a spus și băieții când a venit la eveniment, ai grijă, e foarte sunt mare aici. Multe neinscripționate, au două pasaturi neinscripționate, unul griu și unul verde. Pe partea de motorizare, vrei să mi faci ceva, nu știu, să mărești puterea sau? Nu, pentru că nu o fac de dragă, e doar de expo și nimic, e suficient stage 1. Dar nu simți așa o chestie tot timpul când lumea te întreabă că nu văd cum arată și sunt super entuziasmat cum arată și spune W8 și tu spui că e un nou, nu simți așa o chestie că mamă, dacă era W8? Da, într-adevăr, mă bate gândul pe viitor dacă aș găsi un W8, dar manual, nu automat. Nu-mi place automat, doar manual, dar dacă aș găsi, aș cumpăra. Tronicul ăla de pe W8, automatul ăla, nu e cel mai rapid.
Hai să dăm și o mică repriză. Suntem în cuplu? Da. Dar parcă era așa un... Un mic lag, așa, da, o oasă, da, da, în șase trepte. Asta așa? E, așa o motorizare în șase trepte. Alea în cinci trepte au cuplu foarte mare. Asta e un mic lag. Dar la drum întins, după se duc. Da, uite când am accelerat, după face da. Așa și după aia... Au un mic lag, da. Da? Așa au motorizările în șase trepte. Ok. Sigur nu patinează ceva ambrajul? Nu. Parcă așa a simțit-o, oarecum când acceleram, parcă dădea să patineze ambrajul mers. Uite, când o accelerez puțin, e fiind aici. Și parcă era așa, au niște sughițuri, vezi? E posibil, oricum vreau să-l schimb. Nici are cuplu, e foarte bun așa, în cinci am avut și în cinci trepte pasaj. Cred că e mai rezistent aia cinci trepte. Da. Și la BMW la fel e. Da. Deci eu am un 5 trepte pe șeptar, toți spun că, într-adevăr, nu e la fel de exactă ca așa trepte. Da, e tank, e nu, tank, da. Nu pică niciodată. Da. Aia așa se trepte, într-adevăr, poți să faci schimburile mai rapid, e mai mișto la consum, da. Dar aia crapă. Am 5 trepte, una de muncă, deci da? Care da la băieți. Având firma, avem 4 mașini de, și aia în 5 trepte, deci poți să zici că e tank. Toată ziua trag de ea și nimic, nu? Nu cade nimic. Da, vezi că cutia au evoluat în, da, în lucruri, s-a mai pierdut ceva, da, din fiabilitate. Da, da, da. Bă, mi se pare foarte faină mașina. Tot timpul când mă urc în pasat, mi se pare așa micuntel, mi se pare, nu știu, am obișnuit, parcă seria 500 e mai, da, e mai lată. Uite, dacă stau aici acum pe cotieră, ne atingem, știi, dacă da, stăm da, amândoi. Da, 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 da. E, da. Se vede că e o clasă compactă, adică chiar dacă pare el mare așa pe exterior, da, de fapt e o clasă compactă, ea cumva e în aceeași clasă cu Audi A4. Totuși A4 mi se pare un pic mai măricel. Mai mare decât ăsta? Mai spațios un pic, da. Ok. Un pic mai diferit. Astea au fost făcute niște mașini pe bandă rulantă, vândute pentru oamenii de rând. Și oamenii după aia, în 2024-2025, le cumpără, le fac așa, le bagă culoare de Mazda, le modifică plană, da, și le dau a doua viață. Mi se pare că mașinile astea, în felul ăsta, primesc cea mai bună șansă. Știi că e ca un om din ăla care a avut o viață, da, și la un moment dat, orice cal ajunge gloabă, da, da, nu mai poate să mai facă chestii și vine cineva și întâi un mână de ajutor și reușește să le readucă la... la viață. Da, da. Așa și mi se pare mie. Bine, tu l-ai readus la viață, cumva ai dat și un glow-up, adică arată, da, mult mai bine ca de, da, fabrică. Da. Mi se pare dubios ambrajul ăla. Da. Dubios el. Da, îți trage acolo, dar da, nu sunt chiar de 180 de cai. Da, da, nu. Parcă 160, 145, 150. Da, 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 ceva de genul. Pe acolo. Adică ea merge, dar nu... Nu, mă gândesc că poate din cauza la ambreiaj, că îl simt și eu câteodată când face. Dar ne conducând o zi de zi... Nu te deranjează de tare. Nu am prea, mă, da. Da. Băi, e foarte mișto mașina, îmi place foarte mult. Dacă ai să dau o notă... 90? Poate dacă... Bă, uite, era asta cu ambreiajul, să fi fost ok pe partea asta de ambreiaj. Și poate dacă... Da, nu mă, că e mișto un 1.9 TDI. Mă gândeam, da, că dacă era un motor, măcar un 2.5 diesel, știi? 2.5 sau 2.8. Da, la altceva 2.8. 2.8, da, da. Mă gândeam la diesel, pare diesel, dacă era un 2.5. Da, 2.5 V6 ăla era. Da, când mi-a luat schizo, dar și ăla trage frumos. Dar la fel, nu e pentru tras, adică nu... Da, nu trebuie să dai cu el. Singurele mașini care se pot face să te dai la ele sunt 1.8. 1.8 truc. 1.8. E confortabilă. E confortabilă. Nu, e tocmai de asta am și dat și luat-o din Austria pentru confort și înălțime. Dacă ar fi acum să vină cineva să-ți dea, nu știu, o sumă de bani, care ar fi suma de bani pentru care ai putea să spui mă lepă de Passat? Nu, crede-mă că îți arăt mesaje de pe TikTok și de pe Messenger. Am avut foarte multe oferte. Și care a fost cea mai mare ofertă? Cea mai mare a fost una de 17.000. Și nu, azi pot să-mi dai și 20, cum să dau. E ceva de suflet, care nu pot să mă despart de ea. Chiar sunt curios să lăsați voi în comentarii, dacă ați fi avut mașina asta, dacă voi să dați pe 17.000 de euro. Nu pot să... Bine, dar ei nu au sentimentele tale față de, da, mașină. Nu. Adică alea vă arăt ceva. Eu știu fiecare părticică, fiecare piesă, care e cât de greu am găsit-o, cât de greu nopți nedormite, dormite prin garaj, montate. Dacă Doamne ferește, avea, nu știu, ai avea un accident, Doamne ferește, batem și noi în orice, da, în plastic, în lemn, ai avea un accident cu ea, ai mai repara-o? Sigur că da. Și ai repara-o, nu? Da. N-ai aruncat-o la bună? Nu, niciodată.
tot unul, mașini care rămân în suflet. Da, m-am atașat foarte tare de ea și nu ceva face parte din familie, adică... Ai făcut vreodată un sacrificiu pentru mașină? Da, foarte mult. Zi-mi o întrebe. Nu știu, zi-mi o dată când ai spus, bă, uite, sacrificat treaba asta, să fac o chestie la mașină. Uite, chiar pentru vopsit. Chiar nu era, am dus-o pentru vopsit să-i schimb cupul ăla cu trapul și am ajuns să vopsesc integral și care a fost un sacrificiu măricel. Da, că te-a costat ceva, adică cât te-a costat toată nebunia asta cu schimbări de trapă și cu vopsa? Aproape 3.000 de euro s-a dus. Și 3.000 de euro... Îți cam bani. Îți cam bani, da. Îți cam un pasat din ăsta. Da, fără rugină. Da, da. Că unii mai sunt prin comentarii hateri ăștia, îți ofer 3.000 de euro. 3.000 de euro doar vopsea o poți da de pe mașină. Complicat cu mașina asta și, într-adevăr, se fac multe sacrificii și țin să vă spun și vouă și oamenilor care ne urmăresc. Păi, fratele, apreciați pasiunea asta și când veniți la evenimente sau ceva, nu vă puneți cu mâinile pe mașini, nu vă puneți. Că sunt mulți oameni care vin și stau așa pe mașina ta. Da, că s-au băgat niște bani, oamenii au sacrificat niște timp, niște venituri ca să facă lucrurile alea și să vii să pui cu mâna pe ea și o zgârii. Eu chiar acum mi-am găsit cinciarul, l-am găsit atins pe ușa din dreapta. Deci pur și simplu e proaspăt vopsit și l-am găsit atins pe ușa din dreapta. E foarte puțin, dar urât cine a făcut treaba asta. Da. Chiar urât din partea ta. Păi, fraților, până data viitoare, cam asta a fost mașina, Passatul B55 de la Suceava. V-am îndeplinit un vis, l-am filmat, este mișto. E mai mișto ca în filmări, pot să vă confirm eu treaba asta. Dacă v-a făcut și vouă mașina, dați un like, un share și un subscribe acest canal, pentru că doar în acest fel să ajungem în locuri foarte faine, cum am ajuns și acum la Fălticeni. Mi se pare fenomenală zona asta de Moldova. Sunt foarte multe mașini pe care nu le-am văzut niciodată și trebuie să mai ajungem pe aici neapărat. Și doar așa puteți să ne susțineți și pe noi să ajungem cât mai departe. Plata viitoare a fost meritată toți banii. Tu ai fost? Radu. Enache. Mersi mult, Radu. Așa și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Eu m-am fost agentare, bag toți banii în disperare, o conduc ca un nebun, cu ansie nici nu mă pot.